Domnul a vorbit lui Moise: du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminției tale o voi da. Voi trimite înaintea ta pe îngerul meu și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, pereziți, hevisiți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Vă spun sincer că, având în vedere ce zicea și Alin, că am avut de citit cu biserica din 2 Samuel și se vorbea de o foamete de 3 ani, mă gândeam să predic despre Ilie, cu întâmplarea aceea în care Ilie a fost nevoit să vestească din partea lui Dumnezeu o secetă de 3 ani. Și mă gândeam să fac așa o paralelă între textele astea, dar nu știu, așa, parcă am simțit alt impuls stând aici jos, auzind prima cântare a fraților care vorbea despre puterea lui Dumnezeu, vorbea despre măreția lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de niște lucruri din Biblie când fratele Beni vorbea despre Moise și stând aici m-am gândit la o chestie. Poate v-ați gândit și voi de multe ori, eu astăzi m-am gândit. Vă spun sincer, astăzi m-am gândit prima dată. A trimis Dumnezeu foametea în vremea lui David din cauza faptului că oamenii ăștia au călcat legământul. A trimis Dumnezeu seceta în vremea lui Ilie din cauza faptului că poporul mergea după Dumnezeii străini. A trimis Dumnezeu tot felul de lucruri peste poporul lui, nu peste ceilalți, peste poporul lui, din pricina faptului că poporul lui nu era cum trebuia să fie. Și stând aici m-am gândit, de ce a trimis Dumnezeu, de ce a îngăduit Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nostru spune că e un Dumnezeu mare, e un Dumnezeu puternic, nu se poate nimeni lua la trântă cu El, nu poate nimeni să-i întoarcă planurile, ceea ce își pune El în minte, aia se va întâmpla cu da și amin. Bun, ce rost ar fi avut pandemia asta să lovească în plin în biserica lui Dumnezeu? Zicea Alin, ne-au despărțit, o perioadă am fost închiși, n-am putut să venim, acasă numai ne puteam ruga atât, nu ne puteam întâlni 3 cu 3, că era problemă. Dacă Dumnezeul nostru e mare și tare și Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt, de ce nu a avut un ultim cuvânt în dreptul pandemiei să spună stop, gata, nu. Biserica rămâne deschisă, pocăiții se pot aduna, Evanghelia merge mai departe. Și m-am gândit aici stând, nu cumva am păcătuit? Nu cumva din cauza faptului că în biserică Icabot, cum se zicea în Samuel, numai este slavă? Nu cumva din cauza faptului că venim la biserică, vă spun eu, nu voi, eu, de multe ori venim la biserică și ne uităm în stânga și în dreapta, uite cum s-a mai îmbrăcat ăla, de unde își cumpără ăla haine, cu ce se ocupă ăla, a cui e mașina aia. Nu cumva venim la biserică cu alte scopuri decât cu scopul de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne fi iertate păcatele, de a fi ridicați. Că venim la biserică și ne spun predicatorii, păstorii, nu știu, cine trece pe aici pe la amvon. Fraților, e loc unde ne întâlnim cu Dumnezeu și noi spunem amin. Dar oare chiar suntem conștienți că suntem în prezența unui Dumnezeu care poate citi gândul? Că dacă ne-ar citi numai vorba, ar fi minunat pentru mulți dintre noi. Dar avem un Dumnezeu care nu ne iese cuvântul pe limbă, pe buze și El spune Biblia, îl știe deja. Și venim în prezența unui astfel de Dumnezeu. Nu cumva poate Dumnezeu a închis ușa bisericii să ne învățăm minte că în momentul în care venim la altar este locul unde ar trebui să fie o părtășie între noi, că toți intrăm pe ușa aia vinovați. Pe ușa aia toți intrăm vinovați. Pe ușa asta toți intrăm vinovați. Toți.
singurul nevinovat este aici, în prezența, în biserică, Iisus Hristos Domnul. Toți ieșim nevinovați din cauza Lui, nu din cauza mea, nu din cauza voastră, nu din cauza păstorilor, nu din cauza prorocilor. Dacă ieșim nevinovați pe ușile bisericii, ieșim pentru că singurul care s-a jertfit pentru noi este Iisus Hristos Domnul. Toți suntem la fel. N-ar fi frumos să venim în casa lui Dumnezeu cu altă mentalitate, cu altă atitudine. Eu mi-am impus mie lucrul ăsta, vă spun sincer. Eu care vă vorbesc, veneam de foarte multe ori la biserică cu gândurile astea. Mă uitam spre cor, analizam, mă uitam în biserică, analizam. Dar nu-mi dădeam seama că, de fapt, trebuie să fiu înconjurat de oglinzi și biserica e locul unde trebuie să mă analizez pe mine. Fiecare să se cerceteze în biserica lui Dumnezeu pe sine însuși. Și așa să se pună în rânduială cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aici este locul unde Dumnezeu face minuni. Zicea Alin, unde-s minunile? Vă întreb și eu, unde-s minunile? Dar în primul rând mă întreb pe mine, Ovidiu, unde-s minunile care Dumnezeu așteaptă să le facă cu mine, oameni buni, nu cu voi, cu mine? Și de ce nu le face? Pentru că nu-s acolo unde trebuie. Și câtă vreme nu-s acolo unde trebuie, Dumnezeu nu o să intre în țara unde mă duc eu, în țara unde eu cred că e bine, în țara pe care eu o aleg. Nu, Dumnezeu este Cel care alege calea. El este calea, adevărul și viața. Câte vreme noi ne aliniem pe calea aceasta care este Hristos, în numele Lui Hristos vom face lucruri mărețe. Și mă gândeam într-o vreme ca asta, ce frumos ar fi ca noi, Biserica Sfânta Treime, să devenim niște mijlocitori. Așa cum a devenit Moise. Am citit textul ăsta, nu să vă spun că voi sunteți încăpățânați sau că eu sunt încăpățânat. Nu, am citit lucrul ăsta pentru că mi-a plăcut mult de atitudinea care a avut-o Moise. A venit un moment în care Moise era pe munte cu Dumnezeu, poporul era în vale, o strâns verighete, o strâns lanțuri, o strâns cercei, o strâns toate lucrurile, toate podoabele astea de aur, că ziceam noi acum cu podoabe sfinte înaintea ta venim. E bun, Dumnezeu de când a făcut omul, a așteptat ca omul să vină înaintea lui cu podoabe sfinte. Dar între timp, noi am mai cules din stânga și din dreapta. E bine, în momentul acela, eu cules toate podoabele astea de pe mâna femeilor, de pe mâna bărbaților, de la gâturile lor și au făcut un vițel de aur. Și au început să se închină acelui vițel. În timp ce Moise stătea în părtășie cu Dumnezeu, la un moment dat Moise, Dumnezeu care avea puterea să vadă, zice, Moise, coboară-te în graba mare. De ce, Doamne? Poporul care l-am scos din țara Egiptului, uite ce face! Și când s-a coborât Moise, i-a văzut pe toți dansând în jurul vițelului. Bucuroși! Ăsta-i Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului! S-a întristat Moise puternic. Dar mai mult ca și Moise a fost întristat Dumnezeu. Dar în bunătatea lui Dumnezeu, că vedeți că noi am cântat, bunătatea, îndurarea, în fiecare zi. No, gândiți-vă dacă erați voi în locul lui Dumnezeu, dacă eram eu în locul lui Dumnezeu, cum ai fi procedat? Auziți la Dumnezeu. Moise, eu nu mai vin cu voi. Decât să vin să vă prăpădesc, eu nu mai vin. Dar în bunătatea mea, voi trimite un înger care să meargă cu voi. Un înger care nu va trebui să faceți nimic, el va lupta pentru voi. Cine se poate lupta împotriva unui înger? Ce poți să faci dacă vine un înger înaintea ta? Singurul lucru care poate să-l facă omul, dacă veți citi în Biblie, în momentul în care a apărut un înger, singurul lucru care poate să-l facă omul, îi să-i fie frică. De aceea, ori de câte ori apare un înger față în față cu omul, o confruntare cu omul, primul lucru care îl zice îngerul, știți care îi? Nu te teme. Pentru că instinctiv apare frica când vezi o făptură dumnezeiască. Și zice îngerul, nu te teme. E bine, zice Dumnezeu, Moise, am să trimit un înger care să meargă cu voi. V-ați fi mulțumit? Să aveți un înger în familia voastră? Să meargă copiii voștri? Să vină cu voi? Noi acum știm, ne gândim și zicem, nu frate, nu că noi știm povestea, știm întâmplarea, știm realitatea, dar eu vă spun sincer, să-mi zic că Dumnezeu voi trimite un înger, eu nu mai vin, dar trimit un înger. Doamne, îți mulțumesc, un înger e minunat. Dar Moise, care a avut niște revelații extraordinare cu Dumnezeu, a zis, Doamne, nu. Nu întind mâna, Dumnezeu era cu mâna întinsă. Moise, facem târgu, cum zicea Alina aici. Facem legământul, trimit un înger, zice Moise, nu, eu nu întind mâna. Dacă nu vei veni tu cu noi, noi nu plecăm de aici, pentru că prezența ta înseamnă mai mult decât prezența oricărui înger. Vrem să te simțim pe tine în tabăra noastră, vrem să simțim prezența ta în tabăra noastră. Dacă tu însuți nu vei veni cu noi, noi nu plecăm de aici.
Și atunci zice Dumnezeu un lucru extraordinar, zice Moise, pentru că te cunosc pe nume, n-auziți cât e de rău Dumnezeul nostru, cât e de încăpățânat, cât e de pornit să facă rău. Acum zice, nu mai vin cu voi. Și zice un om, Moise, Doamne, dacă nu vii tu cu noi, noi nu plecăm de aici, fii cu noi. Și ce zice Dumnezeu în secundă următoare? Fiindcă te cunosc pe nume, am să-ți ascult rugăciunea. O să vin cu voi. Ați văzut ce ușor e de înduplecat Dumnezeul nostru? Dar știți când se înduplecă ușor Dumnezeu? Când e înduplecat de un om cu inimă sinceră. De un om care stă în voia lui Dumnezeu. Câtă vreme stai în voia lui Dumnezeu și spui, Doamne, Dumnezeu va spune, iată-mă! Ăsta e secretul. Că Dumnezeu îi spune și Dumnezeu lasă scris pe paginile Sfintei Scripturi, fiindcă te cunosc pe nume, îți ascult rugăciunea. Și acum ne întrebăm, bă, dar nu ne știe Dumnezeu pe nume pe toți? Eu am zis 100% că ne știe pe toți. Dar nu ne știe pe toți pe nume cum îl știa pe Moise. Pentru că nu se referă să știe numele Alin sau Emanuel sau Estera. Nu la asta se referă. Că dacă ar intra în biserica noastră, și e posibil acum, în următoarele două săptămâni e posibil să intre tot felul de parlamentari și tot felul de oameni suspuși. Dacă ar intra, să zicem, prim-ministru sau președintele, nu? Câți dintre voi l-ați cunoaște pe președintele României? Toți, nu? Ai putea să zici la copilul tău, bă, ăsta e președintele României. Ăsta, îl știi, nu? Dar pe câți dintre voi ar cunoaște președintele României? Dar nu formalități de alea, Doamne ajută, sănătate, numai bine, vă salut, respecte. Nu, în dreptul căruia s-ar opri să vorbească cu el pe nume. În dreptul celuia cu care are o relație, pe care îl știe, de prietenie, cu care se mai sună, cu care a avut niște experiențe. E bine, în momentul în care Dumnezeu îi spune lui Moise, fiindcă te cunosc pe nume, înseamnă că între Moise și Dumnezeu era o relație, oameni buni. Înseamnă că Dumnezeu vorbea și Moise împlinea. Înseamnă că Dumnezeu rostea niște lucruri și Moise le punea în aplicare. Iar în momentul în care Moise se ruga, Dumnezeu făcea minuni. Așa circulă lucrul ăsta. Așa se face, așa se închide cercul ăsta. Câtă vreme suntem în voia lui Dumnezeu, ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu, împlinim sfaturile și voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre, oameni buni. Faptul că ne mai ascultă El din când în când și chiar dacă nu suntem cum trebuie, asta se numește har, asta se numește milă, dar noi ar trebui să fim în voia unde Dumnezeu ne-a așezat. Când suntem în voia lui Dumnezeu, căpătăm un lucru care nu-l avem de multe ori și de aia intră să spunem, hai să fim mai veseli, hai să fim cu fruntea sus, hai să fim mai altcumva. Nu avem cum să fim aline altcumva, pentru că din cauza vieții care o avem, nu căpătăm îndrăzneală și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Pentru că dacă de luni până sâmbătă am mai citit din Biblie, am stat în post, nu să stăm în post 5 zile, nu om de ăsta care să duc lucrurile extrem, nu, să postim o zi sau două special pentru săptămâna asta. Dacă am stat, ne-am luptat pentru voia lui Dumnezeu, vă asigur că în momentul în care am intrat în casa lui Dumnezeu, am avea mai multă îndrăzneală, nu ne-ar mai interesa de stânga, nu ne-ar mai interesa de dreapta, ar fi o legătură între mine și Dumnezeu, e cortul întâlnirii unde nu trebuie să vină toți să se întâlnească cu Dumnezeu, dar eu vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și dacă se numește cortul întâlnirii, nu înseamnă că mă duc la o întâlnire unde să fiu singur. Că sunt om nebun. Nimeni nu merge la o întâlnire să fie singur. Se duce la o întâlnire pentru că, prin definiție, cuvântul întâlnire înseamnă să se întâlnească unul cu celălalt. Ei bine, Dumnezeu a dat într-un chip atât de extraordinar numele, cortul întâlnirii. Adică e locul unde eu voi fi mereu acolo. Vreți să mă găsiți? Sunt acolo. Mă căutați? Sunt acolo. Dar voi, ca să veniți la cortul întâlnirii, va trebui să veniți pe o singură cale. Nu în stânga, nu în dreapta. Singura cale este Iisus Hristos. Și parcă nu avem îndrăzneală și parcă venim și nu avem. Din cauza vieții care o trăim, oameni buni. Vă spun eu, care predic, am momente în viața mea în care eu dau cu pumnul masă înaintea lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, sunt sigur că vei face lucrul ăsta. Eu cred că vei face lucrul ăsta. Nu există să nu-mi ascult rugăciunea. De ce? Din cauza îndrăznelii care o am în urma unei vieți trăite aproape de El. Și sunt foarte multe momente în viața mea în care mă duc și mă plec pe genunchi și zic, fă ce, asta e dorința mea, dar tu fă ce vrei. De ce? De ce? Vă întreb voi, de ce? Pentru că în momentul în care îmi plec genunchii, îmi vine în minte viața mea, care e o ruină. Și n-am îndrăzneală. N-am îndrăzneală. Dar Moise a avut îndrăzneală. A zis, Doamne, dacă nu vii tu cu noi, noi nu plecăm de aici.
Și Dumnezeu l-a ascultat. Pentru că Moise a înțeles că prezența lui Dumnezeu aduce niște beneficii extraordinare, care și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Prezența lui Dumnezeu aduce niște beneficii extraordinare. Vă aduceți aminte de întâmplarea cu Gedeon? O întâmplare extraordinară. Iar revenim. 7 ani de zile Israelul a fost dat pe mâna Madianului. 7 ani. De ce? Din cauza faptului că oamenii ăștia au călcat legământul. 7 ani. Și după 7 ani, zice Biblia, Israelul a început să strige din nou. Doamne, ai milă de noi! Doamne, scapă-ne! Doamne, te rugăm, eliberează-ne! Doamne, scoate-ne de sub domnia asta! Doamne, Tu care ai braț puternic, coboară-te! Fii în mijlocul nostru! Vrem prezența Ta! Oamenii s-au întors, așa cum și noi trebuie să ne întoarcem, chiar dacă e pandemie, chiar dacă avem tot felul de lucruri. Nu, trebuie să ne întoarcem. Să ne întoarcem de la căile noastre, să ne întoarcem de la gândurile noastre, să ne punem în rânduială cu cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel Dumnezeu nu va fi nevoit să înlăture pandemia, că nu despre asta e vorba, despre o pandemie sau despre un virus sau despre alte lucruri. Nu, ni se pregătește ceva, oameni buni, mult mai grav decât ne putem gândi. Dar dacă nu suntem într-o vreme în care să veghem, ne va prinde lucrul ăla nepregătiți. Că Duhul Sfânt nu vorbește la întâmplare. Duhul Sfânt nu strigă de zeci de ani la întâmplare, pregătire, că vine o vreme extraordinar de grea. Cine ar fi crezut? Exact cum zice Isaia 53. Cine ar fi crezut, oameni buni, anul trecut? Care dintre voi v-ați fi putut gândi că va veni o zi anul ăsta în care să stăm toți așa cum azi? Cine ar fi crezut? Se vorbește despre un semn pe mâna dreaptă și pe mâna pe frunte. Ce prostii sunt astea, mă, despre ce vorbiți voi? Cine mai crede în lucrurile astea? Voi chiar credeți că se vor pune? Dar cum te va putea cineva forța să spui pe mâna dreaptă sau pe frunte într-o lume liberă în care ai 20 de organizații care sunt lângă tine și care dacă ți se încalcă drepturile la alegere vin și spun, nu se poate așa ceva, suntem ființe libere. Cine ar fi crezut, oameni buni? Nu, uitați-vă în 2020, care dintre voi intră într-o bancă fără mască? Să plătești ceva. Care dintre voi? Mâna sus. Care dintre voi poate să intre în Kaufland să mănânce? Să-și cumpere de mâncare, fără mască. Care? Nu vei putea să cumperi, nu vei putea să vinzi, nu vei putea să faci nicio tranzacție fără mască. Ați fi crezut acum, anul trecut, că se poate lucrul ăsta? Uite că se întâmplă. Ei bine, dacă se întâmplă asta, ăsta e numai un antrenament. Ca să ne obișnuim că nu se poate fără. Ei bine, va veni ziua în care nu se va putea fără. Și vei fi atât de obișnuit cu lucrul ăsta, încât vei sta la rând. Dacă nu ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, vei sta la rând. Îmi aduc aminte, în 2005 sau 2006, Duhul lui Dumnezeu a rostit aici o prorocie extraordinară prin sora Dana de la Cluj. Și au zis că în spatele ușilor închise se pregătesc niște legi care în decursul vremurilor se vor pune în aplicare. Mulți, mulți din cei care ascultă astăzi prorocie au zis, se vor lepăda din cauza faptului că nu vor avea ce mânca sau ce îmbrăca. Cu gând că după ce va trece vremea de restricție, vor reveni înapoi. Și-o zis, așa vorbește Domnul. Ascultați-mă, cine se leapădă odată, e lepădat pentru totdeauna. Dar cine rămâne ancorat în cuvântul meu, va avea viață veșnică. Așa că noi în această zi, oameni buni, noi nu suntem aici, nu știu, din cauza faptului că frații au vrut să organizeze cât mai bine ca să venim toți pe rând. Noi nu venim aici cu o frică noi de regulile care vor veni, de legile care vor veni. Noi venim aici pentru că vrem să fim ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cei ce se încred în Domnul sunt ca și muntele Sionului care nu se clatină. Noi venim aici să prindem putere, noi venim aici să fim eliberați, noi venim aici să fim puși sub protecția Duhului Sfânt, noi venim aici să fim încărcați, ca în momentul în care ieșim afară și auzim tot felul de știri, noi să fim ancorați în ceva ce nu trece. Pandemia va trece, pământul va trece, soarele și luna vor trece, toate vor trece. Singurul lucru care rămâne în veacă e cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, dacă suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, vom rămâne în veci de veci. Asta trebuie să fie pentru noi mentalitatea cu care venim. Să fim niște oameni biruitori, pentru că cel ce este în noi e mai puternic decât cel ce este în afară, oameni buni. Înaintea noastră merge singurul general de armată, Iisus Hristos, care n-a pierdut nicio bătălie. Imaginați-vă pe Iisus Hristos, oameni buni, înconjurat de herufim, înconjurat de serafim, în fața lui sunt arhangheli, cu părul lui alb ca lâna, cu ochii lui ca parafocului, din gura lui iese o sabie cu două tăișuri, picioarele lui sunt ca lama aprinsă, merge călare pe un herufim, pe fruntea lui scrie cel adevărat, cel credincios, și în spatele lui suntem noi, o armată cu fruntea plecată, o armată rănită, o armată
armată care nu avem bucurie. Cum se simte un comandant de ăsta, oameni buni? Cum v-ați simțit voi? Noi suntem o armată biruitoare, oameni buni. Prin faptul că ești aici, prin cât ai trecut, ești mai mult decât biruitor. Că după puterile mele, prin cât am trecut, nu puteam să fiu aici. După puterile tale, prin cât ai trecut, nu puteai să fii aici. Faptul că astăzi ești de aici și poți să spui mulțumesc, se numește biruință, oameni buni. Și suntem biruitori, pentru că cel ce merge înaintea noastră este cel ce a biruit moartea. Când El este în viața noastră, lăsați fricile și lăsați pandemiile și lăsați toate lucrurile astea. Când El este în viața noastră, noi trebuie să privim în sus, pentru că suntem mai mult decât biruitori, cu atât mai mult cât vedem lucrurile astea care se întâmplă și știm că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ce ar trebui să facem noi, știind că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Să ne ridicăm privirea în sus, căci de acolo ne vine izbăvirea. Uitați-vă la Gedeon. Erau 7 ani în care oamenii ăștia nu mai mâncau felul 1 și felul 2. Erau 7 ani de vremuri foarte grele. 7 ani în care, spune Biblia, se duceau și lucrau și semănau și se bucurau când vede crește, vine, căpălește, mai face, mai pune un pic de apă, iară cu tare, se ocupa. Și în momentul în care dădea rod, zice Biblia, vineau Amalec, amaleciții, câtă frunză și iarbă, ca lăcustele. Că unde Biblia putea să numere, Biblia număra și zicea 40.000, 70.000, 800.000, unde Biblia nu avea numărul ăsta, că nu era milionul, zicea zeci de mii și mii de mii. Și Biblia spune, venea Amalecul cât lăcustele, câtă frunză și iarbă. Veneau și luau tot și rămânea Israelul după un an de zile înfometat, fără să se bucure de roadă, nu se mai putea bucura de nimic. Și după 7 ani, Îngerul Domnului vine și îl găsește pe un tânăr, pe nume Gedeon, într-o groapă care punea el niște făini acolo deoparte. Și vine Îngerul Gedeon și zice, Domnul este cu tine, viteazule. Și se uită Gedeon și nu-l recunoaște și spune, cum adică Domnul este cu mine? Păi dacă Domnul ar fi cu mine, unde-s minunile care le-au experimentat părinții noștri? Unde-s minunile? Exact așa putem spune și noi. Eu când, prin 2005 sau 2006, aveam 2-3 ani de pocăință, povesteam cu frați care aveau atunci 60-70 de ani, rămâneam uimit de ce poate să facă Dumnezeu. De lucrările care le-a făcut Dumnezeu în viețile lor. Și am crescut gândindu-mă, bă, de-abia aștept să văd niște lucruri de astea. Și am văzut, vă spun sincer, că am văzut, dar foarte puține. Foarte puține. Și am întrebat și eu ca și Gedeon, unde-s minunile, mă? Unde-s lucrurile astea, că ar trebui să fie mult mai multe la ce Dumnezeu avem? Și din nou, revin. Nu-s, pentru că n-are Dumnezeu cu cine. Nu are Dumnezeu prin cine să le facă. Pentru că în momentul în care Dumnezeu face o minune printr-un om, Dumnezeu se identifică cu omul ăla. E bine, câtă vreme viața mea nu-i cum ar trebui să fie, Dumnezeu de multe ori mai bine se dă în spate. Dar în momentul în care mă pun în voia lui Dumnezeu, este un Dumnezeu care își întinde mâinile, se identifică cu ceea ce fac eu și când Dumnezeu își întinde mâinile și își transferă puterea, atunci și noi la rândul nostru putem să-L întindem mâinile și din noi să iasă o putere. Pentru că puterea care iese din noi vine din Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Și se întâmplă minuni. Și Gedeon a zis, unde-s minunile? N-am cum. Nu, 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 eu nu cred așa ceva. Și zice Dumnezeu, du-te cu puterea pe care o ai, căci prin tine vreau să izbăvesc pe Israel de sub mâna lui Amalec. Și zice atunci Gedeon, lasă-mă să fac o jertfă de mulțumire. Vreau să fac aici o jertfă de mulțumire. Fă! Și face o jertfă de mulțumire, începe să capete credință tânărul acesta. Chiar dacă spune el, eu sunt din cea mai săracă familie, sunt mulți cu multe alte posibilități, eu sunt cel mai tânăr, sunt alții mai în vârstă, cu experiență, zice tânărul acesta, Doamne, dacă Tu ești, dacă Tu ai făcut lucrul ăsta, vreau să pun doar un semn. Eu cred că Tu ești acum, dar totuși sunt om și vreau să mai pun un semn. Și zice, Domnul, pune. Și ia o lână, o întinde așa pe pământ și zice, vreau ca lână aceasta să fie acoperită de rouă. Dar tot ce e în jurul lânii să nu mai fie acoperit de rouă. Și așa voi ști că Tu ești Domnul și Tu mi-ai spus lucrul ăsta. Și zice, Domnul, bun. Dimineața când se trezește Gedeon, ia lână, o stoarce și curge apă. De jur împrejur, uscat. Vine noaptea, zice Gedeon, Doamne, mai am o rugăminte. Și zice Domnul zâmbind, spune. S-a împlinit, da, Dașamin, Tu ești Dumnezeu care... Dar
pot să mai fac în seara asta ceva? Ce vrei să faci? Pun iară lâna aia, că s-a uscat de azi dimineață, pun iară lâna aia și acum a fost să fie rouă de jur împrejurul lânii, dar lâna să rămână uscată. Dacă poți să faci și lucrul ăsta, și zice Domnul, bine. Și dimineața când se trezește Gedeon, de jur împrejur, rouă, să lunece cu piciorul, dar când ajunge la lână, uscat, a vrut să o ștorc, nimic. Gata, zice, Domnul ne trimite. Spune din trâmbiță, adună tot poporul, cine vrea să lupte? Uite, Dumnezeu, cu tare, spune mărturia la toți, încep să creadă oamenii, bun, gata, mergem. Și se adună 32.000 de oameni. Numai că în momentul în care să vin la munte și văd dincolo de munte, zice, în Valea Israel, nu puteai să-i numeri. Nu puteai să-i numeri. Deci ei erau foarte puțini în comparație cu ce aveau să lupte. Se uită Gedeon la ei, se uită ăștia la Gedeon. Ce Gedeon, numai de sus, dacă ne mai vine ceva, că noi suntem puțini, suntem o mână de oameni, și stați neștiți că o să fie bine. Numai că în momentul în care se întorc înapoi să pregătească strategia, se coboară Dumnezeu la Gedeon și zice, Gedeon, da, Doamne, păi ăștia sunt foarte mulți, mă, omule, cât ți-a adunat tu. Doamne, zice, cum, bă, noi suntem 32.000 de oameni. Păi știu, dar sunt foarte mulți. Păi după ce vă dau biruința asta și vă duceți la o masă de dragoste, apoi nu mai aveți pe aia din clanul sportivilor, unii mai mari, unii mai făcuți de ăștia cu... Bă, omule, n-am fost chiar o mână de oameni, zice, am fost și noi 32.000, zice, am făcut ceva, am pus și noi umărul, zice, Dumnezeu, n-am chef de lucruri de astea. Să-mi vină oamenii după aia să-mi spună că din pricina că ați fost mulți sau că ați fost câțiva care... Nu! Eu vreau să vedeți că biruința o dă Dumnezeu singur. Voi numai trebuie să fiți acolo. Sunteți prea mulți, Gedeon. Păi și ce ai de făcut? Du-te și strigă. Cine-i fricos? Cum era o lege înainte în Israel. Cine s-a căsătorit recent? Nu? Cum e Beni. Când ești căsătorit recent, te duci acasă, te bucuri de viață, te bucuri de nevastă. Cine e căsătorit peste 15 ani, ăla deja vine voluntar, nu mai trebuie să-i zice. Ăla stă, pentru că ăla nu mai e frică de moarte după 15 ani de căsătorie. Cine e așa? Cine e așa? Poate să plece liber. Ce fără nicio repercursiune, fără să se uite cineva să zică, bă, de ce te duci? Nu, se pot întoarce. Și zice Biblia că se întorc 22.000 de oameni. Și rămâne Gedeon cu 10.000. Nici măcar jumate, 10.000 de oameni. Se uită Gedeon. Gândiți-vă la mulțimea de 22.000 de oameni care au început să mărșăluiască spre Israel. Și-a rămas Gedeon cu... Ai de mine, zice. No, Doamne, a rămas 10.000. Și zice Domnul, mult. Cum mult? Mult. Mă, Gedeon, vreau să înțelegeți, tu și toți, și Israelul și toți, și numai Israelul, și cei care vor să vă atace. Vreau să înțelegeți că eu sunt un Dumnezeu care pot să port singur războaiele. Eu sunt un Dumnezeu care nu m-a înfrânt nimeni niciodată. Eu n-am nevoie de ajutorul vostru, dar o fac pentru voi să vadă lumea că eu sunt cu voi. Păi și ce ai de făcut? Du-i la apă. Și duce la apă și zice Gedeon, beți apă. Și se apleacă oamenii, majoritatea, se apleacă, cum se apleacă la noi, la sat, să bea apă cu gura până în râu. Și câțiva oameni stăteau așa și își luau apa și o limpăiau, zice Biblia. O beau din pumn. Ei, dacă ar fi știut Gedeon ce târg vrea să facă Dumnezeu, dar nu au știut. Cum nu s-ar fi dus el printre oameni să zică, nu te-a plecat, nu te-a plecat. Bea din palmă. Dar nu știut. Beți apă, zice, însetaților. O băut, o terminat și zice Domnul Gedeon, spune-le, toți care ați limpăit apă, ați luat-o în mâini, treceți la stânga. Toți, câți? 300. Fai, zice Gedeon, mi se mai duc 300 acasă. Restul, 9700, în partea asta altă. Și zice Domnul Gedeon, la ăștia 9700 pleacă acasă. Și cu cine rămân? Cu ăștia 300, cu ăștia 300. Și-a rămas Gedeon cu 300 de oameni. Ați fi dormit în noaptea știind că mâine trebuie să lupți cu un popor care nu-l poți număra. Nici Gedeon nu dormea. E faină Biblia, că așa de faină, e atentă la detalii. Se coboară Dumnezeu noaptea. Gedeon, ce faci? Stau, zice. Era pe iarbă. Mâine ai război, știu. Am o surpriză pentru tine. Care, Doamne? Vine ceva armată? Nu, 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 nu. Scoală-te și du-te până la prima strajă, la primii paznici. Știți cum era cortul? Să zicem că aici e cortul împăraților, unde e amvonul. Cortul era înconjurat de o strajă, așa zicea, prima strajă. Era înconjurat numai de soldați. De soldați. După aia era a doua strajă.
la 100 de metri, a doua strajă, că în momentul în care erau atacat, a doua strajă, să dea semnalul la prima strajă, suntem atacați, ăștia să vină repede să se pună toată armata. Nu puteai să mergi direct la cort. Și zice domnul Gedeon, du-te până la a doua strajă, du-te până acolo. Am o surpriză pentru tine. Și stă Gedeon, se gândește și Dumnezeu care știe inima zice, dacă ți-e frică, dacă ți-e frică, e normal să ți-e frică parcă, zice câteodată, dacă ți-e frică, ia-l și pe prietenul tău, pe Pura, mergeți amândoi. Eu fă frică la Gedeon. Pura! Da, dor? Nu, hai cu mine. Clar că eu fă frică. Bă, zice, dacă mă duc acolo, cine știe ce-a fi? Dacă e unul cu cuțit, dacă e la strajă, ăia sunt armați. Și s-au dus tinerii ăștia, noaptea, beznă totală, prin iarbă, și se duc și ajung până la prima strajă. Și la prima strajă, unul care dorme în suliță, se trezește, zice, ai de mine, omule. Am ațipit un pic, zice, la știu, lasă că am văzut, stai, știi că m-am uitat eu. Bă, dar zice, am avut un coșmar extraordinar. Ce coșmar? Zice, am avut un vis ciudat. Ce vis? Am visat că, zice, din partea aia, de unde era Gedeon, gândiți-vă, Gedeon cu Pura era în iarbă. Am visat că a venit o turtă, o turtă de orz, venea spre noi, așa ca o pâine mare. O trecut de noi, o trecut de altă strajă, o intrat în cortul împăraților și o distrus tot. Când am fost în Israel, mi-a explicat lucrul ăsta așa de fain, zicea că mâncarea săracului în Israel era turta de orz. Asta era mâncarea săracului. Cum astăzi, nu știu, este o mâncare, care că noi în biserică nu experimentăm încă, că avem de toate, slavă Domnului. Dar cu siguranță, poate o pâine mai tare, sau care o ții două, trei zile, sau... Ei bine, se făcea foarte clar distinția. Săracii mâncau pâine de orz. Și Gedeon, care toată viața lui a mâncat pâine de orz, pâinea săracului, dintr-o dată Dumnezeu îi vorbește pe limba lui să înțeleagă. Zice, o pâine de orz venea, adică pâinea lui Gedeon venea, o trecut de noi, o trecut de ăștia la alți, o trecut de cortul împăraților și ne-a făcut praf pe toți. Și zice, la extraordinar, bă, ce ciudat vis. Dar ce să însemne visul ăsta? Și zice, ăsta, știi ce mă gândesc eu? Asta numai sabia lui Gedeon, zice. Zice, Dumnezeu este cu ei și ne va face praf pe toți. S-a întors Gedeon în seara aia, Dumnezeu trebuia a doua zi să pornească războiul. S-a întors Gedeon, i-a trezit pe toți, dacă mai dormea careva, i-a trezit pe toți și a zis, acum plecăm la război! De ce? Pentru că Domnul este cu noi, am văzut cu ochii mei de carne și știu că Dumnezeu ne dă în mână oamenii ăștia, chiar dacă sunt o mulțime, Dumnezeu ne dă în mână. Oameni buni, zicea bine aici, nu știu ce va fi, cât va mai fi, ce a mai fi, dar știm că toate lucrurile sunt în control și știm că Dumnezeu este la cârmă. Așa că astăzi, noi dacă suntem aici, noi suntem pentru că vrem prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru că acolo unde este prezența lui Dumnezeu, se coboară binecuvântările lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu nu înseamnă bani. Acum știm, am trecut de lucrul ăsta. Dar de multe ori ne rugam și spuneam, Doamne, vreau o binecuvântare. Când spuneam binecuvântare, eu care vă spun, spuneam de multe ori, mă gândeam la bani, mă gândeam la un salariu mai mare, mă gândeam la o bunăstare. Dar am trecut de etapa aia, nu că am ajuns bogat, nu, ci m-am maturizat poate în gândire, în credință. Și am ajuns să cred că de fapt o binecuvântare înseamnă o stare după voia lui Dumnezeu. Ca în momentele grele ale vieții să poți să stai. Momentele în care ești ulit, să poți să te rabzi. Ca în momentele în care ești prigonit, să poți să te ascunzi în Dumnezeu. Ca în momentele în care ești nervos, să poți să rabzi. În momentele astea se vede binecuvântarea lui Dumnezeu. O stare după voia Lui. Și noi dacă suntem aici, vrem o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Vrem o stare după voia Lui. Nu știu ce vor mai fi, nu știu ce știri, cât puteți. Vă dau un sfat. Eliminați prostiile astea cu știrile și cu tot felul de lucrurile astea, pentru că astea sunt gândite. Sunt gândite să ne menține, să ne acapareze acolo, să bage frica în noi. Noi să fim ancorați în ăsta. Ascultați-mă, în ăsta. Ori de câte ori auzi o veste, bă, moare cu tare, bă, se simte cu tare, bă, așa... Și dacă se întâmplă lucrurile astea, v-am mai spus, și dacă se întâmplă lucrurile astea, ținta noastră, nu-i să devenim nu știu cine, ținta noastră, nu-i să avem un nume, ținta noastră e Canaanul Ceresc. Moise cu Israelul nu s-a pornit spre deșert, Moise cu Israelul nu s-a pornit ca să ajungă nu știu la ce munte, Moise cu Israelul s-a pornit spre Canaan. Ținta noastră a trebuit să fie Canaanul, iar în momentul în care ne înțeapă ceva, în momentul în care auzim un lucru despre noi, că s-ar putea să ne pună în pericol viața, oameni buni, cine va fugi să-și scape viața și o va pierde. Noi nu trebuie să fim atât de fricoși și atât de să ne clătinăm din cauza unui diagnostic. Diagnosticul a fost pus pe noi acum 2000 de ani și pe diagnosticul acela scrie salvați prin sânge. Ăsta e diagnosticul nostru.
Nu trebuie să ne spăimântăm la orice veste. Nu trebuie să tremurăm la orice veste. Noi trebuie să fim ancorați în Hristos. Și în această zi, în locul acesta, vreau să facem o rugăciune, acum la încheiere, în care să ne încredem în Dumnezeu cu toată ființa noastră, în care să-i promitem lui Dumnezeu că de azi înainte vom veni la biserică schimbați, cu alte gânduri, cu altă mentalitate. Doamne, vreau să pui o strajă în jurul gurii mele. Dacă simt nevoia să vorbesc ceva și nu-i după voia ta, mai bine să tac. Nu mi-a plăcut predica, tac. Nu mi-a plăcut cântarea, tac. Nu mi-a plăcut aia, tac, dar în schimb vreau să mă rog, Doamne, vreau să-mi placă, vreau să pui o foamete după mine, pentru că ferice de cei flămânzi, că ei vor fi săturați. Am vorbit mai mult de un milion de cuvinte, cred că, așa că vreau să ne rugăm. Nu multe cuvinte să ne rugăm, dar sincere. Vreau să ne rugăm, suntem o biserică salvată. Suntem o biserică mântuită. Nu știu unde ești cu viața ta și unde sunt cu viața mea. Unde suntem? Unde suntem? Să fim în voia lui Dumnezeu, oameni buni. Plecând din locul acesta, ce fain ar fi fiecare din noi, să ne luăm, bă, am luat hotărârea. Uite, gata, vreau o zi pe săptămână să postez pentru biserică, pentru lucrare, pentru predicator, pentru cor, pentru cântăreți. Vreau să postez. Ascultați-mă, în momentul în care postești și te rogi pentru slujitori, e mult mai greu să-i critici. Pentru că tu te-ai rugat pentru ei, tu i-ai purtat în imaginea ta, în gândurile tale, tu te-ai rugat pentru ei, ai postit pentru ei, este mult mai greu. Pentru că ai pus suflet, chiar dacă nu ești aici în față, cu umărul, ești aici în față, că ai pus, ai ajutat carul de biruință. Dar în momentul în care nu faci nimic, în momentul în care nu te implici cu nimic, e foarte ușor să iei piatra și să arunci, e foarte ușor. Dar noi suntem o biserică salvată, noi suntem unșii lui Dumnezeu. Nu contează că aici, oameni buni, aici nu sunt unșii lui Dumnezeu. Noi suntem unșii lui Dumnezeu, toți. Nu cine vine în față e unsul lui Dumnezeu. Că de multe ori unul din bancă are o viață mult mai după voia lui Dumnezeu și mult mai rugativă și mult mai cu mult post decât unul care vine în față. Noi toți suntem un trup al lui Hristos, noi alcătuim un trup și nu putem funcționa unul fără celălalt. Cum ar fi fost eu să predic astăzi biserica goală, internetul închis? La cine am mai folosit să predic? Mie, numai atât. Noi nu putem funcționa unii fără ceilalți. De aceea, să ne ajute Dumnezeu și în rugăciunea în care mergem, să-i promitem lui Dumnezeu, Doamne, vrem să devenim un trup. Poate că eu am ieșit de multă vreme și parcă nu mai este un trup. Parcă eu lovesc în trup. Nu, vreau începând de astăzi să devin un mădular în Hristos. Nu știu pentru ce m-ai chemat, vreau să-mi descoper, dar vreau să fiu un mădular în Hristos. Iar până îmi vei descoperi, vreau să mă rog. Pentru că știu că în mijlocul rugăciunii, într-o seară, într-o zi, într-o dimineață, nu știu, tu hotărăști, vei descoperi lucrarea la care m-ai chemat. De aceea, în aceste momente, biserica Sfânta Treime, vreau să ne ridicăm în picioare și vreau să intrăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, Doamne, să stăm în voia Ta. Ajută-ne, Doamne, să căutăm fața Ta. Ajută-ne, Doamne, să nu ne clătinăm la ușul oricărei vești, pentru că știm că Tu locuiești în noi și Cel ce locuiește în noi este mai mare decât Cel ce este afară. De aceea îți mulțumim pentru prezența Ta, îți mulțumim că ne-ai salvat, îți mulțumim că ne-ai făcut un trup și dacă ne-ai făcut un trup, ajută-ne să funcționăm ca un trup normal, nu să ne împiedicăm unul de celălalt, nu să lovim unul în celălalt, și într-o armonie perfectă, Doamne, să mărim împărăția Ta, pentru că la aceasta am fost chemați, să fim lucrători împreună cu Tine, Doamne. Și credem lucrul ăsta. De aceea biserica în aceste momente intră în rugăciune înaintea Celui care este prezent în viețile noastre. Haideți să ne rugăm.